E o atmosferă destul de ciudată în casa fetelor. Acestea par destul de supărate și văzusem în online cum că nu mai avem niciun cuplu în casa Mireasa și că ar fi avut loc mai multe certuri, despărțiri în acest weekend în casă. Am înțeles că Tess și Robert s-au certat, ba chiar s-au despărțit încă de la petrecere. Robert a fost extrem de supărat, vroia să plece acasă. Au plâns atât Robert cât și Tess. Au fost niște drame pe acolo prin casă. Iar acum, la task-ul acesta din această după-amiază, am observat și faptul că Diana cu Alexandru au extrem de distanță unul față de celălalt. Ba mai mult, nu i-am văzut deloc, nici măcar stând de vorbă. Auzisem tot așa, încă de vineri seara, niște discuții în casa fetelor, când acestea se uitau la film. Spunea Diana ceva cum că ar fi nemulțumită de situația cu Alexandru și că nu știe cât să mai fie precaută. Mă rog, avea acolo niște nemulțumiri. Oricum, e o situație destul de stranie în casă în momentul de față. Nu știu Simona și Sorin ce vor face, dacă vor înainta cumva spre o relație și vor forma un cuplu. În rest, nu știu ce să zic, ce cupluri mai avem la momentul de față.